vrea să vă spun eu, lasă, la aici la mine. Nu vă dă dreptul moral nimeni. Ca mie, Dumitru Sechelariu, care au activat 2 ani de delegația permanentă a Consiliului de Țară și 8 ani primar acestui vorbi, ținând la posibilitatea, rugându-vă, foarte frumos să dați posibilitatea să ne exprimă partea Consiliului Local. De ce tot te civilizați acest lucru? Cui e frică, știe ce e frică? Doamne, sunt probleme majore pentru această municipalitate. Din toate punctele de vedere. E foarte important, doamne. Nu subestimați inteligența, vă rog frumos. Vă rog, nu subestimați inteligența și capacitatea, dar vă rog toată ziua. Ce supune la ordinea de zi, complet. Vă spun eu, dacă nu știu. Ce se face, doamnă? Cred că în următoarea etapă dumneavoastră o să rămâneți fără primar. Dar v-ați înțeles într-un mod foarte respectuos și cuvincios, nu vă solidarizați astăzi în acțiunea dumneavoastră de a da votul. Și am să vă explic procedura. În momentul când veți da un vot negativ, dumneavoastră, conform legii, veți fi, deci, grup organizat. Eu dovedesc că asta nu e nimic de rest. Domnul Florin, nu e nimic de rest, asta e realitatea și vă spun dumneavoastră. Dați poate nu vreți să dați ceva, domnul. E un grup organizat. Păi nu, un grup organizat e fracționat. Pentru că e o infracțiune aici. E vorba de un șantaj. Zice, distanță, vă chem și cu dumneavoastră la DNA. M-am gândit, domnul Popula. Știți foarte bine. Știți foarte bine ce am discutat împreună cu domnul primar, da? Nu mă forțați să intru și cu dumneavoastră. Păstrați-vă și distanța normală care trebuie să o aveți. Credeți dumneavoastră că după 10 ani de activitate și experiența care o am, nu sunt pregătit, suficient de pregătit să cunosc legea? Vă înșelați, domnul Popovici. Eu vă pun o întrebare. Grădința legea cui este, domnul secretar? Nu, nu, acum, dar cui este, după opinia dumneavoastră. Dar cui este, domnule? M-ați expropiat, v-ați știți foarte bine. Ați încercat astăzi să faceți ca aceea știți. Cu grădința legea, exact cum a fost grădința legea. Nu, nu știți bine, domnul Popovici. Domnul Popovici, dumneavoastră e sfatul care vi-l dau de azi înainte. Nu fiți sluga și fiți oficiosul primarului când aveți să sunteți echidistant, sunteți secretarul Consiliului Local. Nu sunteți de slujba primarului. Nu vă jucați, nu vă jucați cu focul, domnul Nu vă jucați cu focul, domnul Popovici. Ce să vă ascult, domnul Bob? V-am ascultat prea mult timp. Nu, dar nu dumneavoastră v-am cerut. Domnului primar să răspundă, nu dumneata. De poveștile dumitale sunt sătul, domnule. De poveștile dumitale sunt sătul, dumneata l-ai sătuit prost, domnul primar. Îți spun eu că da. Domnule, spun un lucru elementar. Că clar nu fii pot al mine. Domnule, când era primar, dar nu-i știți, domnule, e primar. Și dumneavoastră, eu mă jur pe Biblia, acum și copiii mei, că nu mint. Dumneavoastră jurați! Domnule primar, jurați pe Biblie! De ce te-a sofit, ce domnul? De ce te-a mint, ce domnul Stavarache? De asta dumneavoastră personal, cum a încercat domnul primar la Ciu Buna, la curtea de corpuri și a venit că i-a primit. Păi dacă nu ești, de ce mint, domnule? Care se ocupă numai de fondul. Dar trebuia să avem activitatea și jucătorii. Ce-o cu domnul? Dumnezeu e echivalent cu o solidică în 3 etapii de la mine. Ia uite, citește documentele pe domnul. Păi ce sunt ei, domnule, întreabă pe domnul Giosanu, domnule. Dacă nu cunoști legea, dumneavoastră a fost echipa de la mine într-un an, n-ai voie decât între tine. Nu e adevărat, minte. Domnul primar minte. Vă minte, spune rușinare, frate. Domnul, vă dau cuvântul meu de onoare și de om pe minte. Onoarea mea. Domnule, aduceți-o Biblie aici. Aduceți-o Biblie. Domnule, aduceți-o Biblie și să juri dumneavoastră și juri și eu. Domnule, nu minte, domnule, pune rușinare, n-a lăsat domnul primar, domnule. Te face domnule, ce eu, domnule. Păi sigur că ai crescut în capela respectiv în propria dumitale curse, domnule. Ai crescut în propria dumitale curse, domnule. Te ești turbat. Ce să înțeleg, domnul Rotaru? Minciuni!
drumul ăsta. Domnule, dacă te uite. Nu, nu mi-e domnul Rotaru, că n-are minte. Bacău sau cum? E șeful, e șeful absolut a autorității locale, Bacău? Care s-a privatizat această societate sau cuantificat acțiunile capitalului dumneavoastră să fie secretar Consiliul Local, n-a zis că nu poate fi adunat primar. Să fie că avocatul domnului primar? A semnat la fracinea. În ce calitate de altă n-am ați răspuns, domnule secretar? Să fie secretarul sau avocatul primar în orașul Bacău? Să vezi când la bine care te-a zis, cine a zis, cine a zis, cine a fugit pe cocina când la bine care te-a zis. Dar nu mi se pare normal să răspundă primarul. Secretarul Consiliului Local nu este secretarul sau juristul primarului, orașului Bacău. N-aveți și o calitate să dați răspunsul ăsta, domnule primar, să răspundă domnule secretar. N-aveți calitatea asta. De ce ați avizat bine calitate când ați băgat acțiunea asta? De ce ați fugit? Pe ce, doamne, ce să mă rugați? Asista o parodie? Doamna, asista o parodie, întrebarea este pusă domnului primar. Ce calitate are să răspundă domnul secretar al Consiliului Local? Nu este adresată dumnealui, nu are aviz de legalitate. Nu este implicat în această chestiune. Să mă dați abar. Da, doamne, da. Păi dacă mă respectați, doamne, nu faceți parodii, nu subestimați capacitatea și inteligența, vă rog frumos. Doamne, întrebarea este adresată primarului, ce calitate are secretarul? Primării, care e calitatea, doamne? A dat aviz de legalitate? Nu are nicio abilitate, doamne. Vă spun eu că nu are. Nu, nu are darul cu această chestiune. Are legătură, are semnat aviz de legalitate lângă primar când a băgat și a scos în instanță. Nu poate să-i vei ieri.